Bună dimineața, așa este, avem o lună plină în berbec și vorbește despre echilibrarea relațiilor. Acum a venit momentul culegerii roadelor și a înțelegerii că nu trebuie să ne pierdem și că o bună funcționare presupune și înțelegerea celuilalt. Berbec este un moment puternic de eliberare ale unor tipare, comportamente ce îi pot declanșa pe cei din jur. Alți nativi își pot da seama că relația cu partenerul de viață îi acaparează. Se vor întreba unde se termină ei și unde începe celălalt. Taur, vei trece prin spectrul tău relații din trecut, reacții și tipare, dar și rănile ce provin din relațiile de iubire. Ai șansa acum să te vindeci și să ierți. Va fi necesar să găsești un echilibru în rutina ta zilnică, iar în mediul familial nu te grăbi să iei decizii. Gemeni, urmează o perioadă de socializare și vizibilitate ce îți poate aduce noi cunoștințe. La nivel profund, vei pune foarte bine în balanță care sunt idealurile, conceptele de viață pe care le poți împărtăși cu partenerul de viață, practic ce aveți în comun. Rac, luna plină va scoate la lumină implicarea ta, dar și a partenerului de viață în relație. Cât vă asumați și cât de responsabil sunteți când vine vorba de stabilitatea voastră emoțională și armonia din intimitatea căminului. Apar schimbări importante în carieră. Leu, vei dori să clarifici și să lămurești ce idei are fiecare, gânduri și planuri. Pot fi discrepanțe, modul de comunicare, dar și filosofiile de viață. Iar acum discuțiile aduc claritate, poate și proiecte comune. Alți nativi pot realiza că au multe credințe limitative sau carențe spirituale. Fecioară, subiectul resurselor va fi important în următoarea perioadă. Vrei să înțelegi cât dai tu și cât dă celălalt. Indiferent că vorbim de parteneri de afaceri, colegi sau relațiile apropiate, vrei ca acest schimb să fie corect. Balanță, o lună plină în sectorul relațiilor. O abordare mai profundă este necesară în sensul în care vei putea să te bazezi mai mult pe intuiție și mai puțin pe impuls, să reacționezi cu tact. Unele balanțe pot încheia acum relații apropiate. Scorpion, la locul de muncă, în colectivitate, s-ar putea să fie nevoie să te implici mai mult în rezolvarea problemelor ce apar. Fii prudent în acceptarea unor promovări pentru că ar putea veni la pachet cu responsabilități prea mari. Săgetător, claritatea vine în legătură cu propria ta persoană, ce te bucură, ce te face să simți că trăiești, dar și cu o energizare a creativității. Poți culege roadele unui proiect de suflet sau ai parte de satisfacții de pe urma realizărilor propriului copil. Capricorn, această lună plină scoate la tablă echilibrul între relația cu membrii familiei și cariera ta. Dacă ai fost echitabil, acum te poți bucura de o atmosferă armonioasă în cămin. Dacă lucrurile nu au stat așa, vor ieși tensiuni. Vărsător, se anunță o perioadă încărcată cu multe discuții și informații ce vin către tine. Ai o sete de cunoaștere și asta poate însemna că vrei să studiezi anumite domenii, dar și că vrei să înțelegi mai bine valorile persoanei iubite. Pești, poate ai lăsat de la tine când vine vorba de venituri și sume de bani comune. S-ar putea să se ceară de la tine să renunți la anumite parteneriate ca tu să poți fi independent financiar, dar și să ai curajul să ceri ce ți se cuvine. Acesta a fost horoscopul, să avem un început de weekend plin de armonie și claritate și mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru.